Antrenorii din cadrul Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Sărat, entitate în cadrul căreia sunt cuprinse mai multe ramuri sportive și sute de copii râmniceni, nu vor mai fi remunerați pentru o perioadă. Totul ca urmare a unui control al Camerei de Conturi efectuat la primărie pentru anul financiar 2013, verificare care a demonstrat că înțelegerile prin care aceștia erau plătiți nu aveau acoperire legală. Este un diferent între Clubul Sportiv Municipal și Curtea de Conturi, în sensul că raportul din anul 2013 al Curții de Conturi a evidențiat faptul că plata antrenorilor n-ar fi legală. Deși directorul și chiar noi spunem că s-au parcurs toate etapele legale și de asemenea s-a ținut cont sau s-au coroborat niște acte normative care făceau ca plata antrenorul să fie una cât se poate de transparentă și de legală. Pentru a nu da curs zvonurilor că antrenorii sunt plătiți la negru, șefii primăriei i-au informat pe tehnicieni că nu vor mai fi plătiți până la găsirea unui cadru juridic prin care să fie remunerați legal. În aceste condiții, antrenorii au fost de acord ca între timp să presteze benevol. Responsabilii de la Palatul de Administrație și Justiție din Râmnicu Sărat nu au precizat însă dacă tehnicienii vor fi plătiți retroactiv, ori dacă sumele deja achitate către aceștia trebuie recuperate de la beneficiari sau suportate ca prejudiciu din bugetul local.